O tânără de 22 de ani, mama unei fetițe de un an, s-a sinucis miercuri seară înghițind un pumn de medicamente. Nenorocirea s-a produs după ce tânăra Diana Merișan și-a vizitat părinții care locuiau pe aceeași scară de bloc. După ora 22, fata a fost găsită într-una dintre camerele apartamentului său în stare de leșin, iar părinții au sunat la 112. Tânăra a fost preluată în stare gravă de echipajul de la ambulanță și adusă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. La ora 22:45 a făcut stop cardiac, din care nu a mai putut fi resuscitată, în ciuda eforturilor medicilor care au durat 2 ore. La ora 1 a fost declarat decesul Dianei Merișan. Aseară, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean, a fost transportată o tânără în vârstă de 22 de ani, în stare gravă. Aceasta a suferit o ingestie voluntară de medicamente. De cum a ajuns la unitatea de primiri urgențe, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au început manevrele de resuscitare, însă fără succes. În trecut, tânăra a mai avut o tentativă de a pune capăt zilelor. Mai exact, în anul 2013 a ajuns la Spitalul Județean după ce înghițise o mare cantitate de medicamente, fiind salvată de medici în ultimul moment. Ulterior, ea a fost internată la Spitalul Săpoca. Acum polițiștii au început o anchetă pentru a stabili împrejurările care au condus-o pe tânără să facă acest gest. Apropiații Dianei sunt de părere că o depresie puternică ar fi împins-o pe fată la suicid.